O amplă anchetă este în atenția procurorilor. Aceasta vizează infracțiunile de act sexual cu un minor, racolarea minorilor în scop sexual în formă continuată și tentativă la transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit HIV-SIDA. Și nu sunt singurele dosare în care suspectul, un fost preot, este anchetat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș sau de procurorii parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare. Este vorba despre un băimărean care, în perioada 2009-2014, a fost preot paroh într-un sat din Țara Lăpușului, iar din 2014 până în 2018 a fost preot duhovnic la o mănăstire din Țara Chioarului, scrie vasiledale.ro. În 2018, Tribunalul Maramureș a emis sentința definitivă de divorț cerută de soția acestuia. Obișnuia să împrumute oamenii cu sume mari de bani, solicitând și dobânzi foarte mari, apropiindu-se de sfera ilicitului penal, cămătărie. Obișnuia să încheie contracte de vânzare cu clauză de întreținere cu persoane vârstnice, întreținere pe care o acorda din pensia acestora din urmă, nerespectând voința uzufructuarilor. Preot fiind, obișnuia să ceară tot timpul taxe enoriașilor, trimițând în acest scop cantorul și curatorul bisericii să adune bani în vederea ridicării într-un timp foarte scurt a casei parohiale, se precizează în sentința de divorț. Episcopia a aprobat suspendarea acestuia din cler, numai că băimăreanul a îmbrăcat în continuare haina preoțească și a slujit ocazional. În noiembrie 2022, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului a emis decizia prin care aprobă retragerea pentru totdeauna a preotului. Fostul preot este suspect într-un caz pe care Vasile Dale l-a prezentat în luna octombrie 2023. Conform informațiilor noastre, individul a racolat minorul de 14 ani, l-a dus în Baia Mare cu taxiul, a petrecut o noapte cu el, a fost chiar și într-un restaurant din Baia Mare. Anchetatorii au imaginile video din interiorul acestuia la dosar, iar când a citit în presa locală că este căutat de poliție, ar fi plătit un alt taxi să îl ducă acasă. Doar că anchetatorii, spun sursele noastre, cu ajutorul specialiștilor au reușit să refacă întreg traseul minorului. Urmarea solicitării dumneavoastră din data de 7 februarie 2024, vă facem cunoscut că la acest parchet există înregistrat un dosar în care o persoană are calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor, racolarea minorilor în scop sexual în formă continuată și tentativă la transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit. În vederea strângerii probelor în cauză au fost efectuate percheziții informatice și s-a dispus efectuarea unor expertize medico-legale. Nu au fost dispuse măsuri preventive. Este răspunsul semnat de prim procuror Ioan Pop și transmis de parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș. Grav este faptul că vorbim de transmiterea SIDA, o afecțiune provocată de virusul imunodeficienței umane HIV, care atacă și distruge progresiv sistemul imunitar al organismului. Același fost preot cercetat și în alte dosare penale pentru lovire sau alte violențe și un altul pentru înșelăciune. Unul dintre apropiații săi, sub protecția anonimatului, a vorbit puțin despre fostul preot, dar a refuzat să spună ceva vis-a-vis de acuzațiile care îi se aduc. Din păcate, pentru mine a fost o surpriză să aflu aceste lucruri. O surpriză neplăcută. Eu am fost nevoit să deschid mai multe procese civile datorită modului în care el a înțeles că trebuie să gestioneze această asociere. Practic, noi suntem în mai multe litigii și din acest motiv nu doresc ca intervenția mea astăzi fie interpretată eronat. Referitor la întrebarea dumneavoastră, în ceea ce privește cercetarea penală la care faceți referire, eu nu pot să mă pronunț și cred că organele abilitate sunt cele în măsură să dea răspunsuri. L-am contactat pe fostul preot pentru a-i cere un punct de vedere, dar ne-a închis telefonul. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră legat de acuzațiile care vi se aduc. Vă duc la cunoștință că acest apel este înregistrat. În situația în care acesta dorește să își expună punctul de vedere, îl așteptăm la adresele de mail vasiledale@gmail.com și plustvmaramureș@gmail.com. Vom reveni cu detalii.